Cine a venit la tine, mă, tată, mă? Tokyo. Cine a venit la tine, tata? Deci Tokyo, prieteni, așa e în mod normal când ajung la el. Mai la pucă când îi se zbârcolește penele pe el, sau pielea, cum am zis. Ce-i faci, tată? Dar de cele mai multe ori își iau un timp de respiro, stă, se gândește, va, învisează, să învârte un pic pe mine, poate lansează și o grenăduță, Tokyo meu, și după aia mă iubește. Așa e Tokyo. Ce ai făcut? Ai păpat? Tokyo. Zi, papa. Până își revine, prieteni, până își revine. Ce-i, mă, tată, mă, ce dau în diticațări? Mergem afară. Tokyo, te scot afară. Mergem la păsărele. Nu, uite cum iubește. De ce, mă, frumosul meu, mă. Mă, frumosul meu, tă, miroș. A, Celina, a zarzavată. Ni, vedeți? Așa vă pupă el. De fiecare dată. Când lipsesc câte 2-3 zile, atunci mă mușcă. Dar așa că mă duc, nu 2, 3-4 zile. Dar așa când vin la el, mă pupă. Stai, nu mai îmi băga libătura că Tokyo. Chiar vrei să o dăm în zoofilie? Zoofilisme? La ureche nu, că eu nu fac la ureche. Adică e drept, s-a făcut la curuț. I-am crezut că ești fată, că te-o ghidilit. Da, aia a fost test. Da, tata, l-au fost test numai. Unde ții asta, Tokyo? Unde-i funia cu care te scoate Ilian afară? Uite, asta e cușca pe care o am aici. Știți foarte bine că una e la Ciurila. Dar nu știu de ce. Uite, are jucării, are de toate, dar nu intră în cușcă. Tokyo, de ce nu intri? Ce nu-ți place la cușcă, tată? Ha? Zi, ce nu-ți place? Dacă aș fi Liana, unde aș pune... Unde aș pune hamul? Da, așa trebuie să mă las eu terorizat. Tokyo, ce-am zis? Mă curăță. Eu nu mai mă folosesc cu beți, nu mai folosesc bețișoare de urechi. Îmi dă Tokyo două scuipături și așa își face limba, gândești că e bețișor. Încă nu împinge, că de-aia nu-i bine să faci cu bețișorul. Tokyo bagă, prelungirea limbii, basculează și scoate tot. Și scuipă. No, unde-i hamul, Tokyo? Unde-i hamul tău, tată? Opa, l-am găsit. L-am găsit. Vă las ca să-l leg. Și revin. Merge afară? Da? Unde merge Tokyo? Nu-i voie. Tată, nu-i voie. Unde merge Tokyo? Băi, dar... Lasă-l, mă, că merge afară. Te duce afară, Lobo. Tokyo, tu nu înțelegi că dacă rupi aia, nu mai merge afară. Și dacă o rupi cât timp ești afară, nu mai vii înăuntru. Stai cu minte. Lasă la mama. Lasă să o lege bine. Bravo, băiatul, bravo. Cu minte, băiatul, așa e? Da? Eu nu înțeleg ce are în cap. Figurantule! Te rodi, cu speranța că ce? Tokyo! No. Și tot ăsta așa lung, Liana. Nu, mă. Dar? Unde mergi? Uite că e lung ăsta. Ui, fiți atenți cât e. Dar nu-l lași, Lobo, că ți-am zis că dacă se pune pe ceva copac sau ăsta, să aveați și nu mai poate să vină înapoi. Ah, deci să-l țin din scurt. Îl ții așa. Și atâta și eventual... Ca și aia din Texas, ce aruncă după vaci, de le prinde. Da, ții și de aici, că dacă stai aproape de cineva, să nu sară cu el. Tokyo! Da, dă-ți jos asta. De ce? Păi te murdărești, să mă duci asta. Mă îngrijește, lasă că mă duc business. Nu, mă duc business. Când mama zice un lucru, trebuie să-l faci și dacă zice la masă, la masă, dacă zice mama, te schimb, nu există să... Stai să-l iau acum. Pe Tokyo? Da, hai la mine. Dacă mama zice stai, trebuie să stai, nu trebuie să te miști. Hai, figurantul aici. Tokyo, du-te de la mine, du-te la Liana. Nu te du, Tokyo, du-te în stânga. Bravo. Hai la mama. Prinde-mă de urache.
Prinde-mă de șarfă! Bravo, tată! Nu te lăsa! Rupem și geaca asta, Jordan, rupem și tricoul de la Pull&Bear, rupem și tătii din piață și tătii din bazarul turcesc, rupet. Și tu te-ai oprit când ai auzit Tokyo. Cred că și-o ciupi limba. No, pentru asta știu unde te duc. Te duc numai pe lângă genele de gunoi. Să n-ai tu pe eu să mă muști de... Nu-i voie. Nu, ce-ai prins? Ce-ai prins? Mă, atâta e de... Are o personalitate atâta de puternică, specia asta de papagal de așa ceva, n-ați văzut. Eu că în ochi l-am pupat. Nu mai rupe. Deci, are o personalitate... Dacă stau să mă cer cu el, e orgolios și nu mă mai bag în seamă. Din vie să îl arunc de la etajul 11. E curios să margă să vadă, să miroase, să muște, să prindă. Uitați față. La mine, nu la el. No, unde te duc? Te duc printre țigani? Unde ești? Unde ești, Tokyo? Afară? No. Hai să te duc pe unde am copilărit eu când eram mic, Tokyo. N-ai umblat-o pe acolo. Uite, aici e bara unde făceam tracțiuni. Nu puteam să fac mai mult de 4, că eram mic și gras. Dar zic la biceps, nu, largi, nu puteam în niciun caz. Ei, bă, nu ești curios. Nu ești sportiv. Mașina lui Petrică. Da să... Să-l trimit la Peștile. Merg la Peștile, bă, știi să merg la Untiu Sandu, Tokyo. Ha? Nu știi. Vezi cum știi să răspundă. Nu știu, știu. Ha, să rămână, la plimbare să rămână. Da, la plimbare. Vă descurcați? Vă descurcați? Nu vreți să vă ajut? Da? Nu, de ce faci? Nu, ai lăsat tu Bianca. Sectorul 2 să rămână. Aveți grijă să nu vă muștii numai. Nu mai ești prietenă cu ea? Nu, s-au terminat între noi. Vă pup să rămână, o zi minunată. Și dacă aveți nevoie să-mi ziceți că vă ajut eu cu plasă. Zerus, Carmen! Auzi, ca să nu mai urc sus, un fruct, un măr, îl trimit pe Tokyo, ia mărul și mi-l aduce. Îl prinzi dacă îl trimit. Aia, nu te tem de el. Sandu, ce face? Îl strigă pe peștile. Ți-ai rus, Daniela? Nu e acasă? Da, e dincolo pești. Bă, ce papagal ai, mă. Ce zici? Teamul pe peștile. E acasă? PUBG, hai afară! Să aud că zice, du-te, vezi că e animalul cu papagalul. E pasărea cu papagalul. Nii, pe peștile, dar cine e acolo? Bă, cine e acolo? Că s-o uită. Sau să mă duc așa prin centru, să zic poză cu papagalul. Știi, și cine vrea să vină la mine, să zic, de exemplu, Peții cu mine. Bă, Peții, ține un pic, ți rog, pasărea. Și să-l iau să-și facă poză cu mine. Să se uite așa, bă, dar ce faci? E poză cu papagalul, bă. Autoironie, cum ar veni. Semn de inteligență. Hai să vedem ce face Tokyo când îi dau flori de soc. Tokyo, îți plac florile? Hă? Îți plac florile, tată? Nu, hai că-ți dau. Ne, Tokyo. Nu mă leguș, bă. Vezi că eu nu-s floare. Sunt trandafir, răsărit din beton. Unde mergi, Tokyo? Hai la omor, hai pe omor înapoi. Hai pe omor. Hai înapoi. Nu, uite cum îi place să stea.
No. Uite cum îmi place să stea Alex Croc. Din mi-a morțat și tricepsul stâng. Lasă ăla că ți-i dau la... Nu-i voie. Uite că au venit și albinele după mie, că le-am rupt din flori. Nu-i voie, Tokyo, gata! Când zic gata, gata. Când zic gata, gata. Uite până unde mă duc cu el. L-am adus la Tokyo, unde am avut eu școala. Generala. Băi, te-am adus la mine la școală, mă, clasele 1-8. Banditule. Mi-o rup mâna acum, trebuie să-i tai unghiile. No, stai jos. Bravo, tata. Vreau sus. Hai. Hai. Hai mai sus. Așa. Nu mai spate, cu tupeu. Nu vrea, mă, de la mine. Încă ați zis că... De ce mi-am luat, de ce mi-am luat papagal? Păi e mai tare ca și un cățel, mă. Bun cu sufletul lui. Îmi iau și cățel și papagal. Gata, nu-mi iau cățel. Nu-mi iau cățel, nu-mi iau cățel, am zis. Nu te răzbuna, nu-i voie. Nu-mi iau cățel. Vă pupăm. Ai, tată. Vă pupăm și să fac și eu acum. Hia, hia! Hia, hia! Aveți voi papagal ca meu. Vă pupăm și o zi cât mai relaxantă, pentru că pentru mine e foarte relaxantă. O să avurez din plin. Vă pup. De fapt, vă pupăm, așa-i tot. Vă pupăm.